Într-un an de criză provocată de pandemie, Curtea Constituțională a decis să-și reînnoiască parcul auto. Reprezentanții instituției au decis să procure un automobil nou produs în 2021 în valoare de peste jumătate de milion de lei. Reprezentanții în altei curți au explicat necesitatea achiziției prin faptul că mașina veche necesită multe investiții pentru a fi reparată. În parcul auto al Curții Constituționale urmează să ajungă un automobil care costă 538.000 de lei. Potrivit planului de achiziție al înaltei curți pentru anul 2021, inițial pentru procurarea mașinii s-a alocat jumătate de milion de lei din bugetul instituției. Ulterior a fost adăugată suma de 38.000 de lei pentru a acoperi costul integral al autovehiculului. Achiziția a fost anunțată în februarie, iar la începutul lunii martie a fost desemnat câștigător. Tenderului. Am încercat să aflăm mai multe detalii, iar reprezentanții instituției ne-au explicat că mașina urmează să o înlocuiască pe cea veche procurată în 2011 și care, în prezent, necesită mai multe investiții pentru o reparație. Într-un răspuns oferit pentru TV6 de șefa secției relații externe a curții, Elena Gorodișteanu, se menționează că automobilul a fost propus conform caietului de sarcini întocmit de grupul de lucru al curții și este dotat cu opțiuni minime standarde propus de compania ce a oferit cel mai mic preț în baza cererii ofertelor de preț. Aceasta a mai precizat că în prezent contractul este în proces de executare, astfel curtea nu dispune actualmente de acest bun. Întrebați de noi cine va folosi automobilul nou și câte mașini are în dotare curtea, responsabilii instituției nu ne-au oferit un răspuns. Amintim că în 2018, în alta curte, și-a mai procurat un autovehicul pentru care a cheltuit aproape jumătate de milion de lei. Anul trecut, instituția a alocat 800.000 de lei pentru procurarea unui automobil, însă după ce guvernul, la solicitarea președintelui de atunci, Igor Dodon, a cerut ca toate licitațiile de lux să fie oprite pe timp de pandemie, curtea și-a revizuit bugetul și a renunțat la procurarea mașinii.